Lucrările de asfaltare sunt întoi pe serpentina Roșiori. În prezent se lucrează la refacerea drumului de la strada principală până la adăpostul de câini. Totodată se introduce și rețeaua de gaze naturale pentru locuitorii din zonă. Când v-ați apucat? Acum 4 zile. 4 zile. Cam când preconizați că terminați? Într-o săptămână. Într-o săptămână. Toată zona ați prins-o pe rețeaua de gaze, nu? Da, da. Da? Sau aveți și branșamentele prinse? Încă n-au făcut oamenii cerere acum. Da. Deci pe această... Noi am anunțat. Da. Și pe această cale facem apel la cei care stau în zonă să depună documentele la Mehedinți Gaz. Se lucrează de zor la asfaltarea tronsonului de drum din zona oficiului cadastral din Drobeta Turnu Severin, inclusiv a străzii care face legătura cu bulevardul Tudor Vladimirescu. Asfaltarea a fost solicitată de proprietarii terenurilor care își construiesc case în zonă. Avem trei străzi, Serpentina Roșior, care este destul de lungă, Cladovo și cealaltă stradă Ilie Balaci. Se lucrează, după cum vedeți noastră, intens. Facem efortul să terminăm până la sfârșitul lunii noiembrie, să nu ne prindă vremea rea. Spuneam că proiectul face parte dintr-un proiect mai mare, un proiect ce include două locuri de joacă moderne, cel de lângă zona NL și cel din zona Mălinului și un parc, două parcuri, unul mai mare în zona Mălinului și unul mai mic în zona NL. Parcuri prinse pe regenerare urbane. De asemenea, se lucrează și pentru introducerea rețelei de gaze naturale. Proprietarii de terenuri trebuie să depună cât mai urgent cererile pentru branșarea la rețeaua de gaz, pentru că după ce se va asfalta, mulți ani de zile, acest lucru nu va mai fi posibil. Din calculele noastre, suntem undeva la 30% din rețeaua care ar trebui să fie în tot municipiul. 30%, dar o parte din ea încă n-am stabilit, dar cred că undeva la 5-6% e făcută pe banii primăriei. Deci dacă vorbim de Mehedinți Gaz, doar undeva în jur de 25%. Autoritățile au anunțat că în zonă se vor amenaja și parcuri. Unul dintre ele va fi chiar în apropierea blocurilor ANL.